cea care a plămădit așa din prisosul inimii, din bunătatea sufletului, din dorința de a descoperi și a promova oameni buni, oameni de valoare, a creat Clubul de Elite Impresii din Viață și Cărți. Iată, în acești câțiva ani s-au perindat în club, la întâlniri de suflet, 100 de personalități. Și aici văd chipuri care au fost protagoniști, pe care i-am aplaudat, i-am ascultat și i-am îmbrățișat cu sufletul. Svetlana este astăzi cea de 101 protagonistă. Eu stai bucuros de ceea că se spun cuvinte mari, frumoase, numai despre Svetlana. Ce-l spune? Acela copii, eu am mulți copii. Sunt bucuros de ceea că toți copiii mei, de mici m-au ascultat, au fost stăruitori tare. Eu am spus, am scris în carte despre aceasta, dar Svetlana era mai energică, mai iute, mai cu caracter, mai nu dă pasul înapoi. Și de atâta ea este cum este acum. Vreau să vă aduc aminte, să vă spun de ce e că Lilica trebuie să se minte, vite, familia noastră, că e de mică iubie. De mică când era, e iubie tare să răsuiască, să facă cartini, să facă... Rar că eu nu m-am gândit de atunci să le păstrez. Colega noastră din club, cunoscuta și talentată, pictoriță Elvira Voloșun Cemurtan, vă rog să o salutați. Așa, hai amintește-ți tu când și cum ai cunoscut-o pe Svetlana. Ce impresii ți-a produs și dacă s-a schimbat aceasta pe parcursul timpului? Înțeleg cu Svetlana că ea cu inima deschisă face tot ce face. Ea nu face pentru bani, pentru dacă poate să dea mai mult decât poate ea asta face. Dacă îmi permiteți, eu astăzi vreau de la centrul nostru cultural, iară și certificat, tot, dar am mâine căsătoresc fata, dar eu am găsit timp să vin astăzi la tine, la eveniment. Și prietena mea, tot o spui câteva cuvinte, dar vrem să-i înmânăm, mi avem o insignă. Această insignă, artele, au primit-o nu ambasador, cu diplomatic, și dați-mi voie, oficial, să înmână această insignă făcută de domnul Dainic, care a făcut je vais parler un peu en français, mais pas mon langue maternelle. J'aime beaucoup les portraits, c'est près de ma cœur. Merci aux amateurs à souffle de l'étude, je vais dire à mon trait de l'abîchage. Acest sufletel azi o descoperi așa e plină de emoții, că de obicei nu este așa. Nu iar orice liniștește, azi este plătoarea ta, nu trebuie să fie așa de emotivă. Dincolo de problemele pe care le are și credețimele că are la fel ca noi sau de multe ori, deci de mult mai multe, și probleme de sănătate care nu se compară cu altele și multe altele, dar ea are această putere interioară de a trece peste ele și de a păși prin viață cu zâmbetul afișat și fruntea sus, încrezută, și asta foarte mult înseamnă, pentru că de acolo din familie, am înțeles eu, de acolo din sânul familiei, își hrănește sufletul și își împacă toate temerile și liniștește toate temerile. Deci un sufletel care este foarte, foarte apropiat de ea.
pe unul care obișnuiește să plângă sau uneori să o mai certe sau să o pună așa la respect sau să o învețe, pentru că asta face ea tot timpul, da? Ca soră mai mare, este surioara ei mai mică. Vine doamna doctor și ne spune cât a trebuit să rați când erați voi mai mici? Dar bănuiesc că lumea asta te-a format și pe dumita ca și pe caracter, da? Pe dumitare. Eu tot timpul considerat mai aproape. Cea mai frumoasă, eu am dat școală, eu admiram. Când mă duc la dânsa, ea tot timpul vrea ceva să-mi vie, ea mi-e împligeam, că crește mai mult trebuie. Ea, așa e ea, asta e fiul pe oase. Să ai conflict, e fost cu tine în viața ta, cu doamne, să crești în relații, să crești în dragoste, să crești în sănătate, să crești în putere, să dai Dumnezeu tot ce tu ai nevoie. Foarte mult înseamnă de colegii care ai în preajmă. Eu sunt o norocoasă. Vă salut. Probabil pentru mine, nu știu, ca oricare ființă, atunci când te duci la o zi de naștere, crezi că îi oferi tu ca nouă. E bine, Stefana, de această dată chiar vine cu această expoziție de portrete, dar și nu numai. Într-un fel și ea dăruindu-mi nouă, așa cum spunea și sora ei, emoția și trăirile pe care le duc în spate aceste tablouri. Și aceasta, într-adevăr, este Stefana. Probabil la început nu prea rezonam cu Stefana, suntem fii din diferite zone sau din diferite caractere, diferite spate, generații, dar cu toată sinceritatea vă spun, cu cât mai mult interacționam cu Stefana, înțelegeam și o înțelegeam foarte bine că ea a gândit și gândește totdeauna altfel decât ceilalți și gândește chiar de multe ori 2-10 pași mai înainte decât mine, fiind în postura mea de manager. De multe ori, ideile ei erau cumva preluate de alți colegi, că Svetlana avea idei mult mai bune și pe toate eu încearcă într-un fel să o încurajez că așa este într-o echipă când există și o concurență. Sper eu o să continuăm să fie și sănătoasă. Cu Svetlana, într-adevăr, a fost alături când a inițiat acest proiect de acest grup și m-am bucurat și măsura posibilităților am venit aici alături de ea. Probabil niciodată n-a fost un proiect să fie dus în spate de o singură persoană și să știe atât de abil să poată convinge că acele personalități, domeniul politicii, culturii, economii și așa mai departe, să vină aici la Biblioteca Municipală, pentru că noi des o spunem în această sală, așa cum ați menționat dumneavoastră, se adună multă lume bună. Iar Svetlana tocmai a fost acea persoană care i-a reușit cu forțele proprii și prin comunicarea pe care ea știe să o aibă cu multe, multe persoane, așa cum aș menționa sora, că știe să comunice bine și știe să atragă. Și eu pentru aceasta îi sunt foarte recunoscătoare. Sper eu că în căpșorul tău vă va primi și alte idei și să știi că, într-adevăr, vei avea susținerea în măsura bugetului, posibilităților și așa mai departe. Pentru că ideile Svetlanei, într-adevăr, sunt neordinare. Sunt originale și inventive într-o formă anume. Mulțumim pentru că ești alături de noi și aceste flori sunt pentru tine. La mulți ani, o felicit cu ziua de naștere, să fie sănătoasă și bucuroasă și binecuvântată de Domnul. Florile vieții sunt copiii și nepoții noștri. Ia uitați-vă ce buchet frumos are Svetlana în casă. Bună ziua, tată lumea. Ce vreau să spun mamei mele? Vreau să spun că o iubesc foarte mult, că mă mândresc cu ea. Pentru mine mama mea este un exemplu. Ideile Svetlanei, ea are așa propuneri bine și dacă să execute ceva, atunci, repede, să facă, să ajute, eu vreau ceva progresiv, eu vreau să ajute, eu vreau să ritoare la nevoie. Mult sănătate, bucurii, împliniri frumoase, succese și bună Dumnezeu să te înarepeță și tot ce spui în gând să te primească. Hai bucurii de copii și de toți! Da?
Da, să zic că suntem în... Nu vreau a veni fără flori. Nu, zic că a dus o floare de dragă mamă. Trebuie să mă trebuiască de minuni, tipul tău să vă da, să știi, și chiar aș vrea să te prind. Poate că domnul. Da? E nimic. Mulțumesc. Nu, 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 floare. Care înseamnă cu Svetlana, dar eu așa am văzut pe Svetlana, draga mea, aici niște Marcele, iar vreodată, ți le dau și pe Svetlana, și Marcele e o femeie absolut specială. Svetlana e un model care, de la care avem ce învăța și mai ales pot învăța eu personal, vorbesc în numele meu, mersul acesta cu fruntea și cu inima sus și cu dăruire. Vreau să știi că am intrat și mă simt foarte bine în lumea ta și ești și tu parte din mica mea lume, pentru că am gustat-o, deși poate am părea că am foarte mulți prieteni, oameni printre ei sunt mai puțini și tu ești unul din ei. Oamenii găsesc în tine un bun sfătuitor și o oază de liniște, pentru că tu știi să pășești prin viață cu seninătate și cu mult, mult optimism. Sunt Ina Ciocanu. La moment sunt cei ce mă reprezintă la mama, să zice, să face, sunt prieteni la stelii. Noi, se simte așa ciudat că nu ne vedem, nu ne auzim, poate chiar și un an, multe luni. Pe urmă de nou ne întâlnim și poate nu s-a schimbat, nu se schimbă nimic în vidul ăsta, că noi nu suntem aproape, nu se schimbă nimic. Aceeași afecțiune, eu aș zice, și din partea mea și din partea ei. Iată, astăzi ea este protagonista 101, eu zic, asta este povestea ei, a 101-a poveste în care tu ești principesa și ai în jur personaje frumoase, în portrete, într-adevăr, nu e de fotografie, dar e de sufletul. Mi-a scăpat din moment, deci am trecut așa în revistă protagoniștii clubului și am uitat de acele minunate buchete imortalizate în tablou. Multă sănătate și cât mai multe sărbători ale sufletului. La mulți ani!